Salut! Am terminat cu bariera de vapori. După cum se vede, ea au fost aici mai mare. Ei dat un șnur de silicon fix în spatele UV-ului. Și după aceea este prinsă toată în dibluri. După cum se vede la în binarii suprapus 60 cm care sunt recomandați. Am folosit ca bandă de atașare aici ceva dus de prin Germania, special pentru bariere. Aici se vede, de exemplu, cum a fost în spate siliconul. Îi prinse cu capsii, după ce am prins clemele de la construcție, pe unde am ieșit cu cablurile, am făcut lucrul ăsta, adică am etanșat cât de bine s-a putut, ca să fie cât mai puține pierderi. Aici și construcția la tavan. Finalizată, mai am ce de pus un contur de UV pe scară sau pe ușa de la scară. Cam asta e. Toată termoizolația și pusă și bateria de vapor și absolut toată. Cam atât în video asta. Nu mai am ce să spun, că tot am mai spus în alte videouri. Deci cam atât. Vă salut și spor!